Eu sunt Alina Botică, sunt fotograf de portret și budoar. Ajut femeile să se simtă frumoase în pielea lor, să se simtă bine cu ele, să-și regăsească feminitatea și să se privească un pic cu alți ochi, să se privească un pic mai blând, fără prea multă critică și să se accepte pe ele așa cum sunt. Povestea mea profesională a început undeva în anul întâi de facultate. Eu am lucrat de foarte devreme. Primul meu job a fost ca și agent imobiliar, dar nu mi s-a potrivit deloc sub nicio formă. Apoi am fost un office manager și apoi la un moment dat am lucrat în foarte multe call center-uri pe partea de vânzări prin telefon și în anul 2006 am ajuns în bancă. Am început în call center la partea de colectare debite, după aceea am fost în administrare, mai apoi a venit criza peste noi în 2008-2009 și atunci am zis că e bine să merg către altceva și am plecat într-un alt departament din bancă. După 5 ani de bancă, departamentul acesta pe care l-am preluat eu era pe punctul de se închide și mi s-a oferit un post de director de agenție, dar pentru că eu deja aveam pasiunea pentru fotografie, am renunțat la postul respectiv și l-am refuzat și mi-am făcut curaj să merg mai departe, practic pe drumul pe care am crezut eu că e bine să merg. În 2008 am mers pentru prima oară într-o vacanță în Grecia și de acolo m-am întors cu foarte multe poze. Pe atunci aveam un aparat mic din acela de băgat în geantă și m-am întors cu vreo 2000 de imagini de acolo și am zis, wow, ce frumos e să faci fotografii. Probabil că și peisajul era de vină și a cumva contribuit la pasiunea mea. Și m-am apucat de școala foto. Noaptea aveam un site unde se transmiteau workshop-uri live din America, deci practic eram pe alt fusorar, stăteam până la 3-4 dimineața ca să prind live-urile respective, pentru că erau workshop-uri gratuite cât erau live, apoi erau cu bani și stăteam noaptea, apoi mă trezeam dimineața, mergeam la bancă, mă întorceam de la bancă, editam dacă aveam de editat și apoi din nou la workshop-uri. Așa a început pasiunea mea cu fotografia și relația mea cu fotografia. Am muncit foarte mult, într-adevăr, pentru că vreo jumătate de an mergeam în paralel. Am mers și cu evenimentele și cu fotografia de evenimente și cu ceea ce făceam la bancă. Și atunci, cumva, mi-a fost mai ușor să mă desprind de bancă și dintotdeauna mi-am spus că eu nu o să fiu omul care să muncească într-un birou, să muncească de la 9 la 6 și cumva, pentru mine a fost un parcurs destul de facil. Mi-a venit foarte ușor să renunț la siguranța respectivă, știind că voi munci pentru mine și voi face ceva de care sunt pasionată. Unul din momentele cheie pentru mine, ca și în evoluția mea ca fotograf, a fost anul 2016, când am aflat o veste foarte tristă legată de mama mea. În viața noastră a intrat o boală care se numește cancer și pe care nimeni nu vrea să audă. Și odată cu această boală, cumva am intrat și într-o mică depresie, pe care am reușit să o scot din viața mea făcând acest pas. Am decis să voi trece la portret și la budoar, pentru că asta este ceea ce îmi place să fac. Și mi-am dat seama, odată cu boala mamei, mi-am dat seama că o fotografie, în momentul în care cineva poate nu o să mai fie în viața ta, va fi priceless, va fi de neprețuit. Și tocmai de acolo, acolo cred eu că a fost pentru mine momentul de declic care m-a dus spre ceea ce fac astăzi și cred că a fost pasul cel mai bun pentru mine în cariera mea, pentru că acum pot să ajut și alte femei să-și vadă frumusețea și să ofere amintiri copiilor lor. Eu am fost pasionată de portret încă dinainte de fotografia de eveniment. Mi-aduc aminte că în școala foto profesorul meu m-a întrebat ce fel de fotografie vrei să faci după ce termini școala. Și eu am zis portret și fashion. Și cumva am ajuns să le îmbin pe amândouă, dar în ședințe foto dedicate femei non-model. Eu am întâlnit foarte multe femei frumoase, dar care nu, cumva și-au pierdut această abilitate de a-și vedea frumusețea. Și atunci cumva m-am gândit să le arăt eu ce văd de partea cealaltă a aparatului de fotografiat. Eu fiind chiar una dintre persoanele care toată viața ei a fost, nu s-a încadrat în 90-60-90, n-am fost niciodată femeia trasă prin inel,
Și asta vreau să transmit mai departe cumva. Valoarea noastră nu stă în kilogramele pe care le avem, ci în tot ceea ce însumăm. Și noi însumăm mai mult decât kilograme. Suntem oameni, avem sentimente, avem calități pe care să le scoatem în evidență și nu neapărat calități din punct de vedere fizic. Am învățat că, de fapt, nu am nevoie de validarea oamenilor din exterior, ci validarea trebuie să mi-o dau eu și să mi-o ofer eu mie. Și să mă iubesc pe mine în primul rând și apoi voi putea să fiu fericită și voi putea să cumva să dau această fericire înapoi. Nemulțumirile astea le vedem doar noi, pentru că eu personal când îmi intră în studio nu văd niciodată, nu știu, că ai cu 5 kg mai mult decât norma sau ai cu 5 kg mai puțin decât se spune că ar trebui să ai în mod normal. Eu nu văd, nu știu, că ai brațele groase sau că ai nasul mare. Eu te văd frumoasă așa cum ești. Mă uit în ansamblu când vii și caut să cunosc femeia din tine, nu neapărat prin prisma corpului tău. Un portret bine făcut ajută o femeie tocmai prin simplu motiv că îi arată o altă bucățică din ea, poate pe care n-a văzut-o, poate pe care o descoperă acum și poate îi place. Până acum n-am avut cliente care să nu își iubească bucățelele care le descoperă în studio. Și, în primul rând, eu le ghidez foarte mult pe tot parcursul sesiunii foto, adică nu le las să se așeze cum vor ele sau, nu știu, în pozițiile în care vor ele. Cu toate că pozițiile noastre par foarte relaxate, ele sunt studiate de la degetul mic până la, nu știu, cum sunt îndreptate și unde sunt îndreptate picioarele. Și cumva în momentul în care le arăți ceea ce este o fotografie needitată, o fotografie care așa a fost trasă ea în cameră și o vezi, practic că se luminează la față și zice, asta sunt eu, nu pot să cred că eu arăt așa. Eu am avut foarte multe cliente care mi-au spus că sesiunea foto pentru ele a fost ca o terapie, plus că noi mai avem și parte de machiaj și coafat înainte de sesiunea foto, ceea ce iarăși ne mai oferă un pic de și ca o oră jumătate în care să vorbim. Și fiind o echipă formată numai din femei, eu și colega mea de la make-up, cumva ne antrenăm una pe cealaltă și ajungem să vorbim despre orice și probabil că atunci se creează o relație și mai profundă între mine și clienta mea. Cea mai mare satisfacție este exact bucuria asta pe care pot să o dau mai departe și încrederea pe care pot să o dau mai departe, pentru că am avut cliente care mi-au spus după sesiunea foto, eu m-am dus și mi-am cumpărat un lucru pe care mi l-am dorit foarte mult, dar eu credeam că nu e pentru mine, nu mi se potrivește mie, nu pot eu să-l port cum trebuie. Sau am avut o clientă care era pe punctul de a-și da oglinzile din casă pentru că nu reușea să vadă nimic frumos în ea. Și după sesiunea foto a zis, acum am dovezi că sunt frumoasă. Și mi-a zis să zâmbesc mai mult în fața oglinzilor, merg mai drept și mă iubesc pe mine mai mult. Și practic aici este toată mulțumirea mea. Principala lecție pe care eu am învățat-o pe parcursul acestor ani a fost să spun nu. A fost să spun nu proiectelor care nu erau pentru mine și oamenilor care nu erau pentru mine și nu erau potriviți în ceea ce eu îmi doream să fac sau să ofer clientelor mele. Și cumva acest nu m-a ajutat să salvez timpul meu, să-mi salvez bucuria de a face în continuare ceea ce fac. Asta a fost una dintre cele mai importante lecții și încă una care m-a ajutat foarte mult a fost cea legată de validare și a nu mă mai compara cu alți fotografi și de a nu mai căuta validare în exterior, ci în interior și validarea pentru mine vine de la clientele mele. Acolo e important pentru mine, ca ele să fie mulțumite. Dacă vrei să lași jobul care este sigur, sau ți se pare sigur, pentru că în ziua de astăzi oricum nu prea mai e nimic atât de sigur, sfatul meu este cumva să pleci cu un plan. Să știi că ai niște bani puși deoparte, e foarte important să ai siguranța financiară care să te lase să faci ce vrei tu de fapt. Și din nou, învățat. Astea sunt sfaturile mele. Învățat mult, investit în a învăța și în workshop-uri, mai ales dacă sunt resurse gratuite și sunt o grămadă de resurse gratuite în ziua de astăzi și siguranța financiară, un pic pe 3-6 luni cât să poți trăi dacă nu merge din prima.
Nu există eșec. Din punctul meu de vedere, chiar nu există eșec. Pentru că chiar dacă n-ar fi fost să meargă totul bine, eu consider că era un pas pe care trebuia să-l fac, necesar evoluției și necesar pentru a merge mai departe și a face altceva. Pentru că în momentul de față, spre exemplu, eu sunt pasionată de foarte multe alte chestii pe lângă fotografie de portret și budoar. Și dacă fotografie de portret și budoar nu va mai merge, nu-l voi considera un eșec, ci un pas normal în evoluția mea.